Bă, salut și bine v-am găsit la un nou video. Ia uitați. Plante care asigură o hrană familiilor de albine în această perioadă. Aceasta este iulișca. Am în zonă așa ceva. Deci albinele au un cules târziu de la această plantă. Din câte știu, culoarea la miere e o culoare închisă după aceste flori. O plantă care se răspândește foarte rapide și de care se scapă cu greu. E cam în orat și la această oră nu prea sunt albine ieșite și temperatura e destul de scăzută, de aceea nu le vedem pe flori la această dată. Dar așa cum am spus, ele asigură un cules târziu în această perioadă. Ei, și am ajuns și la stupi. Vreau să verific, aici am un micronucleu, să văd dacă am matcă împerecheată aici. E o matcă care e destul de târzie în el, în acest micronucleu cu capacul verde, și vreau să vedem dacă s-o împerecheat. Deși e cam târziu, dar sunt curios să vedem dacă s-o împerecheat, pentru că am promis unui coleg că dacă se va împerechea, îi voi da o matcă, pentru că are un stup la care nu are matcă și e un stup destul de bun. Suntem pe data de 1 octombrie și hai să-l deschid să vedem dacă e matca împerecheată. Am avut surpriza în urmă cu câteva zile să găsesc o matcă împerecheată la o familie, deși credeam că nu o să se mai împerechează. Dar uite că observ ouă înăuntru. Uite, să apropiu să văd dacă se poate observa. Cred că se vede. Deci matca e împerecheată. No, hai să vedem dacă o s-o și găsim. Probabil e trecută pe cealaltă parte. Acest micronucleu îl voi desfința. Da, aici e și matca. Se observă. Da, au început să ponteze și aici. Da, e ok. Deci asta s-a împerecheat un pic, stai că te-am prins acolo. S-a împerecheat un pic mai târziu ca și cealaltă din familie, din familia care
v-am prezentat-o în urmă cu câteva zile. Deci aceea s-a împerecheat undeva pe 24 și asta acum e data de 1, deci asta s-a împerecheat un pic mai târziu. Deci asta s-a împerecheat undeva, după cum am văzut eu, acolo are ouă de maxim 3 zile. Deci asta e împerecheată undeva pe 27. Deci 27 septembrie. Asta e ultima matcă din micronuclee. Ăsta o să-l desfințez și acesta. Deci iată că la această perioadă în care ne aflăm încă o mai avut parte de împerecheri. Mătcuțele astea târzii. Ei, și vreau să deschid aici familia la care am avut botcă și între timp din acea botcă de schimb liniștită a ieșit matca, am însemnat-o și aș vrea să văd dacă cumva s-a făcut schimbul de generații la măci, dacă s-o schimba mătcuțele între ele, bineînțeles dacă cea nouă s-o împerecheat. Hai să vedem. Am marcat-o, ar trebui să o găsesc ușor. Da, aici are puiet destul de frumos pe rama asta, e larvar și în toate stadiile mai puțin căpăcit. Da, uite aici are și căpăcit. Da, matca bătrână încă e prezentă aici. Să vedem cea tânără, dacă o mai văd, dacă o mai găsesc, dacă s-o întors de la zborul de împerecheare, pentru că există posibilitatea să se și piardă. Și atunci și rămâne în continuare matca bătrână. Da,
Da, nu văd. Aici am mai puțin carbina, asta o voi scutura. Depăram asta și o să o descăpăcesc. Pentru că e mai puțin. Nu am văzut-o, hai să mai verific o dată, poate că mi-a scăpat. Are puiet aici pe vreo două rame, dacă bine am observat. Cum ar bine s-o împrăștiat. A, uite aici ai. Uite aici ai matca, dar văd că nu e însemnată. Dar probabil că am însemnat pe cealaltă, că am mai avut una târzie, da, uite aici ai, nu însemnată. Am mai avut una târzie și probabil am confundat-o cu acea matcă, dar hai că o și însemnez acum. Uite aici. Prind într-o poziție bună și gata. Am însemnat-o. Simplu și ușor. O mătcuță frumoasă. Acum sperăm să fie împerecheată. N-am cum să-mi dau seama pentru că sunt două mătci aici și nu știu care cum îi. Dar atâta timp cât sunt două, atunci vom vedea la primăvară care rămâne. Bun. Cum mai descăpăcesc aici ce are pe această ramă să-și ducă și cu ce mai are în cuib, asta trece fără probleme. Îi ajunge până în februarie la jumătate, nu-mi fac griji. Oricum, eu în primăvară, după cum ați văzut, cei care ați urmărit și mă urmăriți mai de demult, ați observat că ajut prin stimulări. Și atunci acele stimulări ajută să pontează măcile de vreme, să se dezvolte de vreme și ăsta e un lucru care ajută foarte mult familiile de albine. Faptul că
încep stimulările de vreme, le ajută în dezvoltare. Acum asta nu e împachetajul final. O să vedeți când o să fac împachetajul final ce mai adaug. Cei care mă urmăriți mai de mult știți modul meu de a împacheta stupii. Bun. Cam acesta a fost video-ul de astăzi. Asta am vrut să urmăresc. Deci matca aceasta cu siguranță a ieșit la zbor, pentru că e o matcă care a fost ieșită din botcă mai repede decât matca care v-am prezentat-o, un micronucleu, cu vreo 5 zile. Deci asta cu siguranță ar trebui să fie împerecheată. Numai așa cum v-am spus, e greu să-mi dau seama de lucrul acesta, având în vedere că sunt două măci. Dar după aspectul pe care îl are ea, cu siguranță e o matcă împerecheată. Și chiar mă întreba cineva în video că după ce îmi dau seama, măcile totdeauna ele își dezvoltă abdomenul în momentul când sunt împerecheate, față de una care e neîmperecheată, care îi subțire pe toată lungimea abdomenului, îi subțirică. Măcile împerecheate, deja ele au altă formă. Acum, cei care se ocupă de creșterea măcilor, care au experiență, știu să deosebească o matcă împerecheată de una care nu e împerecheată, și nu numai cei care cresc măcile, dar apicultorii în general, care au un pic de experiență, își dau seama de acest lucru. Bine, până la un nou video, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune!